Găseam un nou episod astăzi, filmez un vlog pentru voi, având în vedere că am și eu în sfârșit ceva ce să fac, că de obicei în Timișoara nu prea sunt foarte multe evenimente. Dar să știi, de la Profi m-au invitat la evenimentul lor, Profi înflorește pentru tine, e o campanie foarte drăguță, 3 zile aici în Timișoara. Practic ei sărbătoresc deschiderea magazinului cu numărul 1000 în țară. O să fie foarte drăguț, la eveniment o să mă însoțească prietena mea și hairstylista mea și sora mea și... sufletul meu pereche, Andreea Sârb. O știți deja, ea se ocupă de părul meu, mam. Vreau să vă arăt și outfitul meu of the day. Anyway, mi-am luat bucancii de la Dr. Martens pentru că sunt foarte, foarte comozi. După ce se lasă, așa, am o pereche de blugi skinny, albi, am o bluză neagră de la Zara, ați mai văzut-o, geaca tot de la Zara și pălăria asta de este de la Naked și frumosul meu lentișor cu luna care tot timpul port cu mine. Și dacă vi se pare că sunt puțin bronzată, chiar nu ți se pare, m-am dat cu autobronzant și în sfârșit mai arăt și eu a om, mi se părea că deja sunt transparentă. Și cred că o să fac un video în care vă arăt cum să vă dați cu autobronzant. Toată lumea are impresia că e ceva mega greu, mega istorie. Am un pic fața, mâinile mai închise decât fața, dar that's ok, te nu se mai oxidează. Și plus că pe mâini se duce foarte, foarte repede autobronzantul. Ce vreau să zic? Da, toată lumea impresia că e foarte, foarte mega greu să te dai cu autobronzant, dar de fapt sunt câteva tips and tricks care din păcate le-am descoperit pe parcurs, pe pielea mea, prin greșelile mele și am zis că o să vă arăt și vouă cum să vă dați cu autobronzant ca să fiți niște bronzed goddesses. Oh, hello! Când am fost la Masterchef aveam numărul ăla pe piept și... cum sună pe piept. Și mi l-am pus aici, mi l-am lipit acasă, era nou. Măi, am două trollere din astea de la Sephora și chiar mă gândeam că... Vine prietena mea, Andreea, că mă duc împreună cu ea la eveniment. Cred că am și zis chestia asta deja o dată, dar anywho. Și îi zic, bă, am două trollere din astea, vrei și tu unul? Că, na, știu că și ei place și e foarte, foarte mișto, că e pe roți, are un mâner din ale care poți să-l tragi, e foarte, foarte cool așa el. Și zice, nu știu ce, și acum vreau să-i dau, zice. Auzi, zice, dacă cobori, dacă nu te încurcă, nu mi-a dus și zic, da, mă, stai liniștit de că a pus ora ta și a mai pus ceva în trollerul ăla, așa de bucă. Și unul o să-l opresc la maica mea. Apropo, în ăsta de aici, ăsta este full. Încă n-am apucat să fac video ăsta de unboxing, dar o să urmeze și ăla pe canal și o să vă arăt ce am primit. Și aia, că trollerul celălalt îl ții la maica mea, să-l dau la Andreea. Și cu speranța că voi mai fi invitată și pe viitor la asemenea evenimente, următorul am să mi-l țin mie. Și nu uitați că sharing is caring. Noi suntem pe party! Ce primire, ce frumusețe, ce o mie de magazine! Love it! Sora mea îmbrăcată frumos, neon! Work it! Hai să intrăm! Hai că se taie panglica! Nu vine să cred că toată săptămâna am mâncat mega bine și vine aici să sunt cu poși și mă mâncăm și de felul și mi-e greu să mă țin. Andreea salvează masă și nimic, scriu la cliente. La cliente. Face și eu un bani cistit. Ce
bumerang drăguț mi-am făcut eu cu Harry Bradshaw. Oh my god, ce cute e! Ne spune și primarul nostru câteva cuvinte. Vreau să felicit societatea Profi pentru performanța de a fi ajuns la 1000 de magazine în România. Bine, toate, pas cu pas, și ați decis pe această bază a bunei funcționări a primelor realizate să mergem mai departe. Foame. Și vă doresc și, să ajungeți imediat la ne confruntăm și noi cu ceva de tema asta. Asta și tocmai m-am agățat în ceva. Am văzut, am văzut. Produse fruci, știam eu de ce nu port blugi albi. Super, deja m-am urdărit. Yay! Dă-l și pe Horia! Hai, sora mea, să ne băgăm în zid. Să vedem și noi ce e aici. Din asta 360. Nu? 360? Ce tare! Foarte cool! Ne printăm? Aș vrea și... Andreea s-a băgat pe realitate virtuală. Uite, noi vedem ce vede ea. Cum e? Foarte fain! Nu-i fain. Așa e ce fain e. Alina asta vede, ca să înțelegeți. Așa e ce tare. Eu cu Andreea tot timpul ne spuneam una la alta că suntem niște suflete îngere pe pământ. Mă, acum putem să fim îngeri. Îngeri. Că vreau să filmez și pentru... A, ce tare. Timișoara noastră frumoasă, ce s-a oferit femeia. Zice Andreea că îi plac foarte mult artiștii ăștia de stradă. Uite. Mersi frumos! Uite mai ceau! Am primit și un trandafir! Am venit până la restaurant să mâncăm cu toată echipa. Suntem la Sky. Ca de obicei, am luat paste. Acum aștept să vină și mie comanda, după care am făcut până la Andreea să mă spălă și pe mine pe păr. Că în mare parte de aia mi-am pus pălăria asta astăzi, pentru că eram spălat pe cap de vreo 5 zile. Și mă duc și o să mă spăle pe păr, că arată groaznic aici, adică sub e horror. Am un cuib. Cum ziceam, ca de obicei, paste. Iam, cât de bine arată. Hai că am fugit de la eveniment până la Andreea să-mi facă părul. Arătam îngrozitor. O să-l desfac mai pe seară. Momentan l-am lăsat așa mai strâns, că până de seară mai este mult și îl desfac atunci. Da, leu, cum vreau să trec și o stradă ilegal, atunci se dă drumul la semafor. Da, am fost un pic acasă, sincer, am dormit o oră pentru că eram terminată. Era super mega somn. Din cauza faptului că m-am trezit toată săptămâna la 6, la 5 dimineața ca să merg la lucru, m-am trezit 6 dimineața tot la 7, n-am avut somn și acum m-am cam resimțit. Și da, mă îndrept spre eveniment din nou. Mi-am luat și badge-ul oficial și sunt gata să-i dau bătaie. Acum am pus câteva chile ce scoat. Cine suferă mai mult? Eu nu mai amintesc nici cum se simte un sărut. Nu plângeți, Ana. Aici o lună frumoasă aici cu noi. Ce frumos. Dacă vă întrebați ce e cu agitația asta de aici, a venit Vreciu. Așa se termină un nou vlog. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare thumbs up. Ne vedem pe Instagram. Dacă mi-a schimbat puțin look, este din cauza faptului că mă pregătesc să ies cu prietenii mele în club.
Nu este de ajuns cât am sărbătorit astăzi, trebuie să mai sărbătorim și la club. Apropo, îmi place rujul ăsta. Wow, nu mult, foarte mult. Este de la Fenty Beauty, l-am primit în goodie bag-ul de la Sephora. Acum seara am mai răscolit un pic pe acolo și l-am găsit. Și mi se pare că este mega cool pentru night out și așa, dacă ai un pic de curaj. Mi se pare că arată super, super mișto. Bine, vă pup, ne vedem în video următor. Să aveți o zi frumoasă ca și voi. Așa, mă, să mulțumesc, Profi, mulțumesc că m-ai invitat la evenimentul tău. Mi-a plăcut, m-a distrat de minune. Și da, la cât mai multe magazine. Alina din viitor aici. Vlogul nu s-a încheiat. În timp ce editam vlogul ăsta mă gândeam că voi vedeți filmulețul ăsta câteva zile mai târziu, după ce a fost evenimentul mai exact. Mă lasă cu impresia vlogul ăsta ca și când campania Profi s-a terminat, deși vreau să vă anunț foarte scurt că campania Profi durează până pe 23 iunie. Iar dacă intrați pe www.profi.ro/1000demagazine, acolo o să vă aștepte o grămadă de premii și informații cum puteți să intrați în posesia premiilor. E foarte simplu, premiile sunt foarte mari, de exemplu au pus la bătaie 10 Renault Capture. Mai au la dispoziție și 20.000 de vouchere, a câte 30 și 50 de lei. O să vă las un link în bio sau în comment section să-l găsiți foarte, foarte ușor. Bun, de data asta chiar termin vlogul. Nu neapărat să-mi menționez chestia asta, pentru că ar fi păcat să nu câștigi unul dintre premiile astea, zic eu. Gata, am plecat. Bye! I'm a boss.